Dacă am filmat atât de mult în luna decembrie, deja am impresia că atunci când ies din casă și simt eu că fac ceva interesant, efectiv îmi vine să dau drumul la cameră și mă gândesc că gata, fac clip pentru voi. Deci, clip nou! Bună, dragilor! Este a treia zi de Crăciun, 27 decembrie astăzi, și noi merem să spăl mașina pentru că e în ultimul hal. În ultimul hal, efectiv, nu se mai poate merge cu ea nici înăuntru, nici pe din afară. Iar după, merem la... Second! Și după merem la magazinul chinezesc ca să luăm niște chestii, mi-am făcut listă. Sper să avem noroc la second hand. Vreau să mergem acolo pe Ștefan cel Mare, că n-am mai mers de foarte multă vreme, și să vedem ce mai este pe acolo. Poate să deschizi ceva nou și poate intrăm în outlet-ul ăla de unde mi-am luat eu rochile alea din paiete pentru nunta aceea astăvară, dacă vă aduceți aminte. Deci uitați numai cei la spălătorie, vă dați seama că plec și încerc mai târziu. Am dat peste ciocatele astea, care sunt absolut superbe. Stați așa că nu știu cum să le filmez, că e asta murdară, cam așa arată. Sunt foarte faine, dar mi-s mari. Mi-s măricele, dar ele așa sunt frumoase rău de tot. Uitați cum se văd dintr-un palton ieșind, așa sunt foarte faine. Alte planuri pentru ziua de astăzi. Când am ieșit din casă, am zis că mergem doar să spălăm mașina și la chinezi. Și după aia ne ducem acasă să mai stăm, să mai facem treabă până în casă. Până la urmă, nu știu cum am făcut, că am zis că nu ieșim din cartier și că rămânem acolo la chinezi, dar vreau să vă spun că sunt eu la farmacia Teipă Barbu Văcărescu. Deci, la capătul celălalt de oraș. Și după aia ne ducem la secă. Când am intrat la Monda acela de la Mihai Bravo, n-am găsit absolut nimica. Am găsit cizmele alea, cum se numesc, ciocatele alea, care erau absolut superbe, dar nu mi-au venit, erau mari. Era treaba bună, dacă cumva să nimereau. După aia merem la Monda. Să vedem, poate, poate avem noroc. Uitați numai ce codă e la farmacia Tei. Îi până în capăt. Chineji. Și uitați ce papuci pinterisici au ăștia aici, chinezii. Și mi-au și alte culori, așa roz. Uau, așa ăștia sunt faini. Am prea mulți papuci de casă, dar sunt foarte faini ăștia și îmblăniți. Da, și ăștia verzi. Interesanți. Ce credeți că am primit de la Moș Crăciun? Hmm? Să vede? E noapte afară. O lumină! O lumină! Problema e că mă cam chinui cu ea, pentru că asta nu are cumva un suport unde să-mi pun telefonul și mi-ar trebui două lumini de genul acesta, iar în mijlocul lor, cumva una așa și una așa, așa, și în mijloc aici să-mi pun telefonul pe un alt stativ. Dar e foarte bine și așa, uitați ce lumină faină. Am ajuns acasă, am fost la farmacia Tei, v-am spus, și după aia știți că o trebuie să mă duc la chinezi, să vedeți că ne-am întors cu două plase de la chinezi. Mi-am pus aici amigdalele de la Nicoleta și mami crânțăne lângă mine. Și îmi face poftă. Am fost ieri la farmacie să-mi caut un medicament și vreau să vă spun că am văzut CeraVe-ul. Vă spuneam că tot caut să-mi iau CeraVe-ul din nou pentru că am rămas fără el de multă vreme. Și mi-am înlocuit cumva crema de față cu o alta de la Elmiplan sau ceva și era vreo 80 de lei în farmacie, varianta aia mare, ce-i drept. Astăzi, dacă am zis tot mai la farmacia Tei, mi-am luat CeraVe-ul mare cu 56 de lei 50. E treaba bună cu el, abia aștept să încep să-l folosesc, că sunt absolut sigură că o să revin cu fața la normal. Am luat medicamentul pe care îl căutam și când stăteam acolo la coadă, Doamne, ce coadă la farmacia Tei, aia de pe Barbu Văcurescu, Doamne, să mă ferească Dumnezeu, am văzut chestia asta, este, scrie că să pun pentru mâini, cumva să pun lichid pentru mâini cu aloe vera, mai era și cu ceva lavandă, ficus, nu știu ce era ăla, și mami mi-a recomandat să le iau pe ăsta cu aloe vera, că e mult mai hidratant și într-adevăr are mai multe efecte bune asupra pielii, are și acid hialuronic, dar este cumva dermatocosmetic și am să-l iau. A fost foarte ieftin, are un kil și 11,50 lei. Nu știu, să vedem pentru prețul ăsta dacă chiar o să-și facă ceva treaba, vă țin la curent. Și cam asta am luat de la farmacia Tei. La second hand, din păcate, n-am găsit absolut nimic. Până la urmă, nici nu mai aveam chef, nici eu, nici mami. Și am zis, haide să mergem, că oricum avem treabă la așa nume chinez. Deci să vă arăt și am luat de la chinez, că am luat o grămadă de chestii.
Mi-am luat lenjerie intimă, bineînțeles că nu o să vă arăt, dar o să vă arăt așa culorile cumva. Dar am găsit ceva la chinez, mă. Oh, ce ziceți de asta? Doamne, e superb! Vreau să vă spun că e dintr-un plastic ordinar, dar arată în mare fel, deci cu ăsta așa baroc și cu negru și cu auriu. Oh, viață! O să-l pun aici, e și mai mare decât tava asta de pe masă. Arată efectiv superb și vreau să vă spun că a costat 23 de lei. E foarte fain, deci foarte fain ăsta, foarte bună investiție. Am luat un colac de WC negru, că negru cu auriu nu aveau. Și am luat negru, m-am mulțumit cu atâta. Mi-am luat niște chiloței, așa. Mie îmi plac, asta e bata de sus, mie îmi plac foarte, foarte mult chiloții ăștia care au bandă foarte lată, cumva că mă avantajează. Și mi-am luat ăștia albi, așa, de dantelă. Mi-am luat unii negri, care sunt fel de pantalonași scurt slash chiloței, care au bata foarte, foarte lată, uitați, și sunt tot așa de dantelă. Mi-am luat și eu și mami niște chiloții așa tot din dantelă. Eu mi-am luat o mărime mai mare, mami o mărime mai mică, așa arată. Are culoarea asta de maro așa faină. Și aici am plasa mare. Ia uitați! Ia uitați! Și ăla m-am ieșit niște ciorăpei. Din aia cum mi-am luat eu, dacă vă aduceți aminte, ăștia așa galbeni, pentru că merg foarte bine cu geanta de la Versace. Și cu Adidas aia galbeni pe care îi are ea. Și să știți că eu strâng recipientele astea și mă duc cu ele la Kaufland și fac ceva bun pentru mediu și îmi dau și voucher. Mi-am mai luat încă o pereche așa albi, tot cumva de alt model decât ceilalții. Ăștia se ia lui mami. Și acum, pentru că a trecut Crăciunul și pentru că m-am odihnit cam mult, mi-a luat ăsta pentru un DIY, da, e un fel de DIY, o să vi-l arăt eu îndată, să vedeți despre ce e vorba, că o să vreau să-l facem. Am luat un prosop de la chinez, mă, uitați, uitați ce fain e prosopul ăsta. Doamne, e fain rău de tot, nu știu, e fain, efectiv e fain, așa cu modele 3D și cu roșu, așa, nu știu, mi se pare că arată gen ca la hotel, nu știu, arată foarte fain și de la gros, sper să și sugă apa. Și am mai luat și ciorăpei ăștia. Știți că am și eu ciorăpei de ăștia, dar nu știu dacă sunt cu zmeurică, dar asta e cu alt. De aia, da, cumva din același material. Mi-am luat o cană de asta ca să pot să folosesc blenderul acela vertical. Că nu aveam în ce să pun în castron, în ăla nu merge pentru că sare pe peste tot și trebuie așa un recipient înalt și subțire. Mi-am luat de astea pentru cuptorul cu microunde, că am mai avut una mare și am făcut cheesecake în ea și s-a terminat. Mi-am luat ligheane, un mai mic, un mai mare, un mai mare. Nu știu de ce nu le face nude sau negre sau toate într-o culoare. De ce s-o chinui să le vopsească roșu-albastru, nu știu. Și am mai luat folie de aluminiu. Am mai luat niște punguțe. Că rămâsesem fără punguțe de astea, dar mai am și de alea așa, de la Jumbo, știți voi, care se închid. Și am luat niște clor ca să spăl toate lavetele pe care le am și le las în clor acolo multe ore, uit de ele și după aia le bag la mașina de spălat. Și am luat produsele mele favorite de la Asevi de curățare și pe toate, dacă nu mă înșel, le încerc pentru prima oară. Am luat ăsta care este ceară și zice dă luciu și parfumează, dar este cumva împotriva alunecării. Mami zicea o să aluneci, sper să nu alunec. Și miroase altfel, de regulă îl luam pe cel cu portocală, cred că foarte mulți dintre voi le folosiți. Am luat pur de la Asevi, nu l-am mai folosit niciodată, zice că e super concentrat și pare destul de gros. Acum să vedem care-i treaba cu el. Și am mai luat balsam de rufe, tot de la Asevi, l-am mai avut cumva de la Asevi, dar nu mirosul ăsta, l-am avut pe cel roșu, care era ceva extraordinar, deci mirosea foarte, foarte bine, dar am să-l încerc și pe ăsta. Și e 16 lei, chiar se merită. Adică, nu, ăsta nu-i scump, nu știu. Dar multe dintre ele sunt scumpe, astea de la Asebi. Și cam asta am luat. Acum mă pun să le pun pe toate pe aici și vă arăt care-i treaba cu DIY-ul ăla de care vă spuneam, pe care îl știți, dar cumva e o completare a DIY-ului. Acum, vă aduceți aminte cum era ăsta înainte?
era cu o singură boambă, arăta ca o acadea. Eu am văzut pe Pinterest și modelul ăsta și am mai văzut și model cu 3 de astea și inițial am vrut să iau 3 bombe de astea, adică am vrut să iau pe asta mai mare pe care am luat-o acum. Asta este cea pe care am luat-o eu înainte și am vrut să iau una și mai mică să o pun în vârf și să o fac așa cu 3, dar am luat-o doar pe asta pentru că mică nu am găsit. Și până la urmă cred că o să rămână așa și rămâne pentru un proiect viitor să fac din aceea cu 3. Haideți să vă mai arăt, dar stați că se vede lumina, să vă mai arăt așa puțin ăsta cândată. Nat crackerul meu se duce la naftalină și îl mai scoatem la anul. Îmi pare rău de el că nu o să mai văd pe aici. Bun, iar acum, da, nu o să fac asta acum, dar vă spun ce am de gând să fac. În loc de fundița asta roșie, tot inspirație de pe Pinterest, o să îmi dai eu o pereche de pantaloni pentru că nu am panglică de asta alb cu negru și o să fac așa, gen, cum sunt unghiile sau cum e acolo. Cam o pereche de pantaloni care sunt alb cu negru așa în carouri. De fapt, nu sunt carouri, sunt pătrățele. Și o să fac o fundiță așa cu alb și cu negru și o să o pun acolo. Dar până una alta, am văzut pe Pinterest că au și un vârf. Și bineînțeles că am găsit un vârf de brad pe care îl și căutam la chinez, dar eu l-am căutat la Jumbo și nu l-am găsit. Și l-am găsit acum la chinez, ce vă arătam mai devreme. Uitați că eu filmez camera de pe spate și nu mă văd acolo, nu știu, sper că mă vedeți. Și acum vreau să iau ăsta pentru că e auriu și să îl pun cumva în vârf, aici. Și să arate așa, ceva de genul ăsta, dar stați să văd cum îl fixez. Că era și descentrat săracul și l-am centrat aici acum, mi l-am scos și l-am băgat. Vreau să vă spun că nu are niciun fel de lipici, până la urmă știți că m-am chinuit eu atunci când l-am făcut, dar acum nu are niciun fel de lipici pentru că el are scheletul ăla, boamba asta pe dedesubt, are schelet de plastic și are niște găurele așa. Și doar cauți gaura și e cam gata. Bine, am mai făcut eu ceva schimbări, i-am scos de aici cartonul ăla pe care pusesem eu mușchiul, i-am băgat niște carton acolo, niște hârtie mototolită, așa, ca să stea cumva dreaptă și cam așa arată acum. Stați ca să dau lumină mai în sus, ca să vedeți vârful, ce mișto arată și cu fundițele alea cu alb, cu negru, cred că vor arăta, cred că va arăta foarte, foarte, foarte fain. Îi pare strâmboleacă pe o filmare, dar nu știu de ce, că nu, în realitate ni se pare că arată bine. Acum parcă, da, acum ai drept. Foarte faină toată treaba, faină rău. Acum, am primit-o pe Cerasela de Crăciun de la mami, care e absolut superbă și așa am numit-o Cerasela. Are aici, cum mai un fel de vază, să-i zicem. Arată efectiv superb, n-are ochi, nu știu unde-i ochii, dar e foarte faină. Și vreau să-i pun o singură floricică aici în cap, să vedem cum arată. Și am buchetul de la Lavinia, soția fratelui meu, de la nuntă, care arată cam așa. Stați că eu nu știu dacă voi vedeți acolo, da, vedeți. E absolut, absolut superb, cu mâțâței de ăștia care nu știu exact cum se numesc. Și mami zicea că, având în vedere că este cu alb așa, să-i punem ceva, o floricică care să iasă foarte tare în evidență. Și am un singur mâțâțel de ăsta aici roz și o să desfac buchetul, să pun mâțâțelul ăsta aici în capul Ceraselei. Și după aia cu restul buchetului vreau să îl scurtez și să-l pun în Traian. Da? Haide. Ba da, e jos. Și cam așa o ieși și Traian. Uitați cât de faină e. Stați că nu știu dacă vedeți, vai de mine cât de frumos e, uitați, mag, cât de frumos e Traianul meu. A, că abia aștept să fac curățenie și să-l pun pe aici, că ăsta nu-i de Crăciun. Și uitați-o și pe Cerasela mea frumoasă, care e așa diafană, în nuanțe de roz și piersiciu.